Zi-deful luminează, dar scoate în evidență și tot ce înseamnă ritmul, imperfecțiuni, denivelări ale pielii, textură urâtă, uscată, solsoasă a pielii. Da? Și atunci, atenție, de preferat este să folosiți fardul cu textură mată și să veniți ulterior cu sider sau cu lumină siderfaptă doar în zonele în care credeți voi că se vede bine și că aveți nevoie acolo de acea lumină extra. S-a înțeles? La fel și cu bronzerul. Nu pot să aplic bronzer siderfaptă toată fața. Cam adică nu toată lumea are 18 ani, pielea este perfect întinsă, fără probleme. Păi, și eu dacă am 45 ani, ridule și mi-a plic sideful ăla peste tot, ce o să se întâmple? O să scot în evidență toate ridurile și imperfecțiunile pielii. Și atunci, întotdeauna folosiți un produs de bronzare, da? Gen bronzing powder, o pudră bronzantă, mată, și abia după aceea veniți voi cu accente de lumină, siderfată, dacă vreți, în zonele în care, în mod normal, fața noastră captează lumina. Da? Și o reflectă. S-a înțeles? Ok. Acum, haideți să luăm să machiem modelul nostru, încercând să accentuăm culoarea ochilor. Și anume, uitați-vă la fenotip. Culoarea pielii, culoarea părului, culoarea ochilor, vedeți care este subtonul pielii și încercați să folosiți, vă rog frumos, culoare în masaj. Așadar, nu vreau să văd maroul, griul, peșul, creșul. Vreau să văd culoare. Atât. Doar culoare. Puteți face asta? Da? Da, da. O să facem toată lumea. Și o să lucrăm mai întâi ochii, pentru că veți avea cu siguranță tot felul de fallout-uri, de particule pe care le veți întinde pe pomeți. Și atunci, ca să evităm acest aspect neplăcut, vom lucra întâi ochii, după care vom șterge frumos dacă avem aceste particule care ne-au pătat în zona ceartelor și vom aplica baza de machiaj după ce machiem ochii. Okay? Da. Easy peasy. Okay.